copiilor, eu sunt Stefano și în această zi o să facem o scurtă, de fapt, nu, o recapitulare pentru teza. Pentru teza la matematică, bineînțeles. Pentru clasa a șasea. Semestrul întâi. Așa. Scuzați-mă cu vocea, dar sunt puțin răgușit din cauza vremii și... Da, va trebui să mă înțelegeți așa cum am vocea. Scuzați-mă de doar ce zrăcit. Ok. Primul capitol va fi mulțimea numerelor raționale pozitive. Prima lecție. Operații cu numere raționale pozitive. Adunarea numerelor raționale pozitive. Proprietăți. Să observăm cum adunăm două numere raționale. Un biciclist a parcurs într-o zi 5 supra 16 din lungimea drumului. Programat să-l parcurgă, iar a doua zi 7 supra 16 din drum. Ce parte din lungimea drumului a parcurs biciclistul în cele două zile? Răspuns, a parcurs 3 supra 4 din drum. Dan a cumpărat un recipient pentru sucul de fructe. El amestecă 5 supra 3 litri de suc de lămâie cu 5 supra 3 litri. Cum să zic? Bună tuturor copiilor! Eu sunt Stefano și bine ați revenit de la Arată Succes. Mă scuzați pentru voce, sunt puțin răgușit sau sunt și răcit, dar așa o să continuăm lecția noastră online. Așa, deci, noi astăzi o să facem o recapitulare pentru teza de clasa a 6, semestrul 1, la matematică. Și primul capitol va fi operații cu numere raționale pozitive. Sau mulțime numerelor raționale pozitive. Ce stă cu gura căscătă? Haideți să începem, nu? Adunarea numerelor raționale pozitive. Proprietăți. Cum adunăm două numere raționale? Un biciclist a parcurs într-o zi 5 supra 16 din lungimea drumului programat să-l parcurgă, iar a doua zi 7 supra 16 din drum. Ce parte din lungimea drumului a parcurs biciclistul în cele două zile? Răspuns? Care este răspunsul? Vă zic eu răspunsul. 3 sferturi din 4. Dan a cumpărat un recipient pentru sucul de fructe. Ea amestecă 5 supra 3 litri de suc de lămâie cu 5 supra 2 litri de suc de portocale. Ce cantitate de suc a obținut? Răspuns. A obținut 25 supra 6 litri sau 4 întregi și 1 supra 6 litri de suc. Exerciții rezolvate. A. 3 supra 5 plus 1 supra 5 plus 4 supra 5 egal cu 3 plus 1 plus 4 supra 5 și egal cu 8 supra 5, care rezultă că este un întreg și 3 supra 5. 3 supra 5. B. 5 supra 8 plus 3 supra 2 la 4, adică 3 la 4, plus 1 la 2 supra 4 și egal cu 6. Unde rămăsesem? Okay.
supra 8 plus 12 supra 8 plus 2 supra 8 egal cu 19 supra 8 și egal cu 2 treci 3 supra 8. Ce? 5 supra 6 plus 3 supra 4 plus 2 la 2 întregi 1 supra 2 plus 1 întregi 1 supra 3 egal cu pasul 1 introducem întregi în fracție. Mătenirul meu, Tomița. Tomița. Tomița, uite-te la cameră. Acum toarce. Nu. Pasul 1. Introducem întregi în fracție. Pasul al doilea. Calculăm. 6,4, cât? 2,3. Pasul 3. Amplificăm fiecare fracție cu cătulă dintre 12 și numitorul ei. Pasul 4. Adunăm fracțiile care au același numitor. 10 supra 12 plus 9 supra 12 plus 30 supra 12 plus 16 supra 12 egal cu 65 supra 12. Iar pasul a 5-lea, scoatem întregii din fracție. 65 supra 12 egal cu 5, 5 întregi 5 supra 12. O să scriem un exemplu. Prietenul nostru, Tomiță, ne va ajuta. Uite-l pe Tomiță. Ok. Tomiță. Primul exercițiu, de fapt, da, prima încercare. Calculați. A. 3 supra 4 plus 1 supra 4 au motanele egal cu 4. Wow! Motanule! Supra 4 și egal cu 1 supra 1, adică 1. Păi 3 supra 4 plus 1 supra 4, având în vedere că numitorii sunt aceiași, putem să calculăm numărătorii de deasupra, să zicem așa. Iar aceștia fiind calculați între ei, le va da 4 supra 4. Iar 4 împărțit la 4 egal cu 1 supra 1. Iar 1 supra 1 egal cu 1. Deoarece 1 împărțit la 1 e egal cu 1. Nu prea are sens. Ok. Bine, trecem la următoarea lecție. Scăderea numerelor raționale pozitive. Cum scădem două numere raționale pozitive? Un comerciant vinde în două zile 7 supra 11 din cantitatea de marfă existentă în depozit. În prima zi vinde 3 supra 11 din cantitatea de marfă. Ce parte din cantitatea de marfă vinde comerciantul a doua zi? Răspuns, a doua zi a vândut 4 supra 11 din cantitatea de marfă. Deci, pentru a scădea două numere raționale pozitive reprezentate prin fracții cu același numitor, efectuăm diferența numărătorilor și copiem numitorul comun. Dacă A,B aparțin de N, și C aparține de N costeluță și A este mai mare sau egal cu B, atunci A supra C, C descăzutul minus B supra C scăzător egal cu A minus B supra C diferență sau rest, să fie C. Ionuț retrage 3 supra 4 din depozitul pe care îl are la bancă
El plătuiește 5 supra 8 din suma retrasă, iar restul îi dă Elenei. Ce parte din depozit primește Elena? Răspuns, Elena primește 1 supra 8 din depozitul lui Ionuț. Rezolvare. 3 supra 4 minus 5 supra 8 egal cu 6 supra 8 minus 5 supra 8 egal cu 1 supra 8. Să concluzionăm. Pentru a scădea două numere raționale reprezentate prin fracții cu numitorii diferiți, parcurgem următorii pași. Pasul 1. Aducem fracțiile date la un numitor comun. Pasul al doilea. Scădem numerele conform procedeului de scădere a numerelor raționale reprezentate prin fracții cu același numitor. Și atât. Exerciții. 8 supra 9 minus 1 supra 3, 1 fiind la puterea a 3-a, egal cu 8 supra 9 minus 3 supra 9, egal cu 5 supra 9. Să facem un exercițiu. Calculați. 5 supra 7 minus 3 supra 7, egal cu 2 supra 7. Următoarea lecție. Înmulțirea numerelor raționale pozitive. Proprietăți. Rețineți, dacă A, B aparține de Q, atunci A ori B aparține de Q. A ori B este produsul numerelor A și B, pe care se numesc factorii produsului. Dacă N aparține de numerele naturale și X supra Y, virgulă Z supra T, aparține de Q, atunci N ori X supra Y egal cu N ori X supra Y, X supra Y sau Z supra T, ci egal cu X ori Z supra Y ori T. A ori B egal cu B ori A, comutativitatea, oricare ar fi numerelor raționale pozitive A și B. A ori paranteză rotundă B ori C, închidem paranteza, egal cu paranteza rotundă A ori B, paranteza rotundă, închidem paranteza rotundă orice, asociativitatea. Oricare ar fi numerele raționale A, virgulă B și C. A ori 1 egal cu 1, ori A egal cu A, egal cu A. 1 este element neutru la înmulțirea în Q. Oricare ar fi numărul rațional pozitiv. A ori paranteza rotundă B plus C, închidem paranteza, egal cu A ori B plus B plus A ori C și A ori paranteza rotundă B minus C, închidem paranteza, egal cu A ori B minus A ori C. Înmulțirea în Q este distributivă față de adunare și scădere, oricare ar fi numerele raționale pozitive A, B și C. La scădere B este mai mare sau egal cu C. Exemple. A, oricare ar fi A, e, Q, aparținând Q, atunci A ori 0 egal cu 0 ori A și egal cu 0. Exemple. 5 supra 6 ori 12 supra 35 egal cu 2 supra 7. Am simplificat prin 5, apoi prin 6. Să facem și noi un exercițiu. 3 supra 2 ori 6 supra 5 egal cu 3 ori 6, 18, iar 2 ori 5, 10. 18 supra 10. Următoarea lecție. Ridicarea la putere cu exponent natural a unui număr rațional pozitiv. Reguli de calcul cu puteri. Cum ridicăm la putere un număr rațional pozitiv? Să observăm. 2 supra 3... În paranteză rotundă, totul la a treia, egal cu 2 supra 3 ori 2 supra 3 ori 2 supra 3, egal cu 2 ori 2 ori 2 supra 3 ori 3 ori 3 supra 3 la a treia și egal cu 8 supra 27. 5 supra 6 totul la a patra, egal cu 5 supra 6 ori 5 supra 6 ori 5 supra 6 ori 5 supra 6 și egal cu 5 ori 5 ori 5 ori 5 supra 6 6 6 6 ori între ele. Și egal cu 5 supra 4 supra 6 supra 4 și egal cu 625 supra 1296. În general, A supra B totul la N egal cu A supra B ori A supra B ori puncte puncte A supra B
A ori A ori A de N și B ori B ori B de N ori egal cu A supra A la puterea N supra B la puterea N. Rețineți, puterea unui număr rațional exprimat printr-o fracție ordinară este fracția ordinară care are ca numărător, respectiv numitor, puterea numărătorului, respectiv numitorului fracției date. Produsul A ori A puncte puncte A cu N factor reprezintă puterea NA a numărului rațional A și notăm A la N, unde A se numește baza puterii, iar N exponentul puterii. Observație. Regulile de calcul cu puterea unui număr rațional pozitiv sunt aceleași ca regulile de calcul cu puterea unui număr natural. Să ne amintim, puterea unui număr rațional pozitiv scris ca o fracție zecimală se poate calcula astfel. Direct, 1,25 la a doua egal cu 1,25 ori 1,25 și egal cu 1,5600 2.050.000 sau transformăm fracția zecimală în fracție ordinară. 1,25 la a doua egal cu 125 supra 100 la totul la a doua și egal cu 5 supra 4 totul la a doua și egal cu 25 supra 16 totul la a doua și egal cu 1,5625 normal. Haideți să facem și noi un exercițiu. Calculați. 5 supra 3 în paranteză ori 5 supra 3 ori 5 supra 3 ori 5 supra 3 și egal cu 5 împărțit la 3 1 3 ne rămână 2 20 3, 6, 9, 12, 15, 18, să zicem așa, 6, 1,6 ori 1,6 ori 1,6 ori 1,6 și egal cu 1,6 la a patra. Iar 1 ori 1 ori 1 ori 1 nu se poate, ne dă la fel 1, iar 6 ori 6, 36 ori 6, să zicem așa, 36 ori 6, 6 ori 3, 18 cu 3, 21, 216. Da. 216 ori 6, 6, 6, 6, 6, 1, 6, 9, 6, 6, 2, 18, nu, 6, 2, 12, 1,1296, adică perioada 1,296. Și împărțirea numerelor raționale pozitive, lecție 9. Ce înțelegem prin inversul unui număr rațional pozitiv? Inversul numărului rațional 3 supra 4 este numărul rațional 4 supra 3. Rețineți, în general, inversul numărului rațional unor reprezentat de fracția A supra B este numărul rațional reprezentat de fracția B supra A. Observații. A supra B ori B supra A egal cu 1. Împărțirea două numere raționale care au ca reprezentanți două fracții ordinare, A supra B și C supra D, se efectuează mulțind fracția A supra B cu inversa fracției C supra D. Deci, A supra B împărțit la C supra D egal cu A supra B ori D supra C și egal cu A ori D supra B ori C. Exemple, 4 supra 5 împărțit la 8 supra 25 egal cu 5 supra 2. Aritmetică, algebra, capitolul 1. Mulțimea numerelor naturale. Operații cu numerele naturale. Wow, notarie, stai aici. Adunarea numerelor naturale. Aflăm suma dintre cel mai mare și cel mai mic număr natural de 5 cifre. Știm că cifrele fiecărui număr sunt distincte. Răspuns 108999. Scăderea numerelor naturale. O societate comercială a depus la bancă într-o zi suma de 57.893 lei, iar a doua
zi o sumă de 13.959 lei, mai mică decât în prima zi. Aflați A. Cât a depus societatea comercială în a doua zi la bancă și B. Ce sumă a depus în ambele zile? Răspuns. În a doua zi a depus 43.934 lei, iar în ambele zile a depus 101.827 lei. Reținți. A plus B egal cu B plus A. A plus B plus C egal cu A plus B plus C. Oricare ar fi numerele naturale A și B. Și A plus 0 egal cu 0 plus A. A. C egal cu A. 0 este element neutru la adunarea numerelor naturale. Înmulțirea numerelor naturale. Printr-un robinet curg într-o oră 897 de litri de apă. Ce cantitate de apă va curge prin același robinet în 17 ore? Răspuns 15.249 de litri de apă. Rețineți, A ori B egal cu B ori A, A ori B în paranteză rotundă ori C egal cu A ori B ori C, A, B ori C în paranteză rotundă, A ori 1 egal cu 1, ori A și egal cu A, 1 este element neutru la adunarea numerelor naturale, A ori paranteză rotundă B plus C închide paranteză egal cu A ori B plus A ori C și A ori paranteză rotundă B plus C, B minus C egal cu A ori B minus A ori C, B fiind mai mare sau egal cu C. Distributivitate. Și A ori 0 egal cu 0 ori A și egal cu 0. 0 este element absorbat. Ridicarea la putere cu exponent natural a unui număr natural. Putem reprezenta 6 la a doua pentru un pătrat cu 6 rânduri, fiecare având câte 6 pătrățele. Dar 5 la a treia pentru un cub cu 5 straturi, fiecare strat conține 5 rânduri de câte 5 cubulețe. Rețineți, scrierea A la N se citește A la puterea N sau puterea N a numărului A și A se numește baza puterii, iar N exponentul puterii. Cazul particulare. A la 1 egal cu A, A la 0 egal cu 1. A nu este egal cu 0, ci 0 la 0 nu are sens. 0 la N egal cu 0, N nefiind egal cu 0, 1 la N egal cu 1, oricare ar fi N aparținând numerelor naturale. Împărțirea cu restul numerelor naturale. Un microbuz are 18 locuri. Câte transporturi trebuie să facă microbuzul pentru a transporta 423 de persoane? Răspuns, 24 de transporturi. Avem 423 și egal cu 18 ori 23 plus 9. În general, oricare ar fi numerele naturale A și B, B nu este egal cu 0. Există numerele naturale C și R undeterminate, astfel încât A egal cu B ori C plus R. R este mai mic decât B. Teorema împărțirii cu rest. T-R. A se numește de împărțit, B se numește împărțitor, C se numește cât și R este restul împărțirii. 0 împărțit la A egal cu 0, oricare ar fi numărul natural în nul A. Împărțirea la 0 nu are sens. Exerciții și probleme. Primul calculați. Primul exercițiu. 3452 plus 1759 egal cu imediat. Dacă nu mă înșel. Da, 4211. I, scuze. 12. Suma două numere naturale este 152. A plus B egal cu 152. La împărțirea lor se obține câtul 20. A împărțit la B egal cu 20. Și restul 5. Restul 5. Aflați numerele. Scădem din 152 minus 5 și egal cu 147. Cred că e ceva neregul. Da, păi ne rămâne 147. Împărțit la 20. Nu e.
120 de 147. Da, lăsăm gripe, se cam dezac peste cap. Să ne amintim. Operațiile de ordinul 1 sunt adunarea și scăderea. Corect. Operațiile de ordinul al doilea sunt înmulțirea și împărțirea. Operația de ordinul al treilea este ridicarea la putere. Într-un exercițiu care conține toate operațiile fără paranteze, se efectuează întâi operațiile de ordinul al treilea și apoi cele de ordinul al doilea și în sfârșit cele de ordinul al întâi, în ordinea în care sunt scrise. Dacă exercițiul conține și paranteze, se procedează astfel. Se efectuează mai întâi operațiile din parantezele rotunde, apoi operațiile din parantezele pătrate, după care operațiile din parantezele acolade și la final operațiile din exteriorul parantezelor acolade. Reguli cu calcul de puteri. Înmulțirea puterilor care au aceeași bază. Stați un pic. Trei la a patra ori 3 la a șasea egal cu 3 ori 3 ori 3 ori 3 fiind în paranteză rotundă, ori 3 ori 3 ori 3 ori, deci 3 ori 3 ori 3 ori 3 ori 3 ori 3 6 factori și egal cu 3 ori 3 ori 3 de 10 ori 3 și egal cu 4 plus 6 egal cu 10 factori așa și egal cu 3 la a 10. Adică, da, vedem noi. Deci, 3 la 4 ori 3 la 6 egal cu 3 la 4 plus 6, adică 3 la putere să se adune 4 plus 6, și egal cu 3 la 10. Scriem baza și adunăm exponenții. În general, a la m ori a la n egal cu a la e plus m. Oricare ar fi numerele naturale de nule A, M și N. Ele, frate. În general, A la M totul la N egal cu A la M ori N. Oricare ar fi A, M, N. Să observăm. 5 ori 7 totul la a patra egal cu 5 ori 7 ori 5 ori 7 ori 5 ori 7 ori 5 ori 7 și egal cu 5 ori 5 ori 5 ori 5 ori 7 7 7 7 și egal cu 5 la a patra ori 7 la a patra. Deci 5 ori 7 la a patra totul la a patra egal cu 5 la a patra ori 7 la a patra. Și ridicăm fiecare factor la putere. În general, a ori b la, totul la m egal cu a la m ori b la m. O să facem mulțime numerelor naturale. Operații cu numere naturale. Să recapitulăm. Adunarea numerelor naturale. Aflăm suma dintre cel mai mare și cel mai mic număr natural de 5 cifre, știind că cifrele fiecărui număr sunt distincte. Răspuns 108.999. Scăderea numerelor naturale. O societate comercială a depus la bancă într-o zi sumă de 57.893 lei, iar a doua zi o sumă de 13.959 lei mai mică decât în prima zi. Aflați! Cât a depus societatea comercială în a doua zi la bancă? Ce sumă a depus în ambele zile? Răspuns! În a doua zi a depus 43.934 lei, iar în ambele zile a depus 101.127 lei. Rețineți, A plus B egal cu B plus A, oricare ar fi numerele naturale A și B, comutativitatea se numește. Paranteza rotundă A plus B închidem paranteza plus C egal cu A plus paranteza rotundă B plus C închidem paranteza, oricare ar fi numerele naturale A și B, asociativitatea. A plus 0 egal cu 0 plus A egal cu A. 0 este element neutru la adunarea numerelor naturale. Înmulțirea numerelor naturale. Pentru un robinet curg într-o oră 897 litri de apă. Ce cantitate de apă va curge prin același robinet în 17 ore? Răspuns, 15.249 litri de apă. Rețineți, A ori B egal cu B ori A, oricare ar fi numerele naturale A și B. Deschidem paranteza rotundă A ori B, închidem paranteza orice, egal cu A ori B orice,
Oricare ar fi numerele naturale A și B, asociativitate. Scuzați-mă, s-a străcit. Ori 1 egal cu 1, ori A egal cu A. 1 este element neutru la adunarea numerelor naturale. A ori B plus C egal cu A ori B plus A ori C și A ori B minus C egal cu A ori B minus A ori C, B fiind mai mare sau egal cu C, distributivitatea înmulțirii față de adunare și scădere. A ori 0 egal cu 0 ori A egal cu 0. 0 este element absorbant. Ridicare la putere cu exponent natural a unui număr natural. Putem reprezenta 6 la a doua printr-un pătrat cu 6 rânduri, fiecare având câte 6 pătrățele, dar 5 la a treia printr-un cub cu 5 straturi, fiecare strand conținând 5 rânduri de câte 5 cubulețe. Rețineți, scrierea A la N se citește A la puterea N sau puterea A N A A numărului A. A se numește baza puterii, iar E în exponentul puterii. Stai un pic. Candy camera. Tu și ești în direct? În direct? Deci dă-i un pic. Să recapitulăm. Spune că numărul A este divizibil cu numărul natural B dacă există un număr natural C, astfel încât A egal cu B ori C. Spunem că A este multiplu al numerelor B și C, iar B și C sunt divizori ai numărului A. Notăm, A divizibil cu B sau B divide pe A. Sau nu, B este multiplu de A cu slash. Rețineți, fie e număr natural, 2 este multiplu de n, dacă ultima cifră a lui n este 0, 2, 4, 6 sau 8. 5 este multiplu de n, dacă ultima cifră a lui este 0 sau 5. 10 este multiplu de n, dacă ultima cifră a lui n este 0. 3 este multiplu de n, dacă suma cifrelor lui n este divizibilă cu 3. Iar 9 divizibil cu n, dacă multiplu de n, dacă suma cifrelor lui n este divizibilă cu 9. Problema rezolvată. Conversație. Doi profesori de matematică, Popescu și Ionescu, se întâlnesc pe o stradă în Iași după ce nu se văzuseră de la terminarea facultății și încep să converseze. Auzi, Popescu, zice Ionescu la un moment dat, am auzit că ai 3 copii. Ce vârste au? Pentru că suntem între matematicieni, spun că produsul vârstelor lor este 36. Știi acum ce vârste au? Ionescu, după ce reflectă puțin, răspunde. Nu pot afla vârstele lor, pentru că sunt prea multe variante. Îți mai dau o informație. Suma vârstelor lor este egal cu numărul de etaje al blocului din fața noastră. Ionescu numără etajele și după ce reflectă ceva mai mult decât prima dată, spune. Tu nu poți să spun. Cel mai mic are ochii albaștri. Asta e, acum știu. Ce vârste au cei trei copii? Rezolvare. Informația. Cel mai mic are ochii albaștri, iar arată lui Ionescu că Popescu nu are 2 copii gemeni care să fie cei mai mici dintre copii. Răspuns 2 ani, 3 ani și 6 ani. Test inițial. Repede, scoate-ți voi de încheie de test. Inițial. Exercițiul 1. Calculați 11 plus 2 ori paranteză pătrată 3 plus paranteză rotundă 4 plus 5 ori 6 împărțit la 2 închide paranteza pătrată împărțit la 5 minus 13. Acum restul le vim. Mai zis, se zice că se fac cele din paranteza rotundă. 4 plus 5
9 plus 6, 15. Deci 11 plus 2 ori, acum schimbăm paranteza, o facem rotundă, 3 plus 15 împărțit la 2, închidem paranteza rotundă, împărțit la 5, minus 13 egal cu. Apoi se fac la fel, apoi împărțirile. 15 împărțit la 2 este 7,5. 11 plus 2 ori 3 plus 7,5 împărțit la 5 minus 13 egal cu 11 plus 2 ori 10,5 împărțit la 5 minus 13 și egal cu 11 plus 2 ori de fapt ori 11 plus 21 împărțit la 5 minus 13 egal cu 11 plus 4,2 minus 13 și egal cu 15,2 minus 13 și egal cu 2,2. Exercițiul 2. Calculați 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 plus 7 plus 8 și egal cu 1 plus 8, 9. Ori 2 ori 3 plus 4. 9 ori 3, 9, 18, 27, plus 4 e egal cu 31. Exercițiul 3. Știi că AB plus AC plus AD plus AE e egal cu 750 și B plus C plus D plus E e egal cu 25, calculați A. Minus 25 e egal cu 725 împărțit la 4 e egal cu 1, 32 împărțit la 4, 4, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 8, 1, 10 împărțit la 4, 2, 20 împărțit la 4, 25, 181,25 A. 4. Să se determine N număr natural, astfel încât fracția 5 minus N supra 8 să fie subunitară, adică N să fie N E la subunitar la A. Fără 5, pentru că după aia 0 nu are de sens. Și B supraunitară, adică 0. N, E, C minus N supra 8 să fie subunitar. Nu prea are sens asta. Poate e plus. Da. Asta a fost dată peste cap. A fost greșită. Rezolvați ecuațiile. A. 4x egal cu 80. X egal cu 80 împărțit la 4 și egal cu 20. La B. 180 împărțit la x egal cu 10. X este egal cu 18. C. 14 plus 2x egal cu 20. 2x egal cu 3. X egal cu 3. 6. Rezolvați ecuațiile la fel ca și 5. 3x minus 5 egal cu 2x plus 6 și egal cu 5x...
deci 11 3x minus 5 egal cu 2x plus 6. Aici ai dat peste cap. Da. 7. Nu vă supărați. Calculați 3,5 ori 0,02 plus 5,6 ori 0,1 egal cu 3,5 ori 2. Ori 0,02 2 ori 50, 2 ori 3, 6, 7, 0, 5, 0, 0, 0, 0, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 7, 0,07, da. 0,07 plus 0,56 și egal cu 0,63. Acesta. Copii, să rețineți. Dacă v-a plăcut acest videoclip, dați like, subscribe, share sau coment acolo jos. Jos. Dați așa un pic scroll în jos. Dați like, subscribe, este aici în centru, pe centru aici. Dacă vreți un alt videoclip, dați dreapta, iar dacă vreți un alt videoclip, stânga, unul care, pur și simplu, stânga videoclip, dreapta videoclip. Adică dreapta voastră videoclip, stânga voastră videoclip, să zicem așa. Cu activități. Ok. Da, dacă v-a plăcut acest videoclip, dați like, subscribe și un coment și ne vedem în episodul următor din Ratul Succes. Proverbul este: dacă n-ai carte, n-ai parte. Că dacă ai carte, ai parte de toate. V-am pupat. Suntem prieteni buni, având în vedere că avem și subscriberi buni și, ne mai lungind vorba,